Serios, dragilor, am auzit una, nu pot, deci chiar nu, deci nu mă lasă, nu pot. Trebuia să avem încă o bucățică de autostradă, peste vreo 3 luni, vreo 28-29 de kilometri. Și ar putea să nu se întâmple. Deci, chiar, eu nu credeam până acum, dar pe noi chiar ne bate Dumnezeu, deci chiar, pe bune, deci... Suntem blestemați aici, n-are rost, deci avem, nu știu, blestemul autostrăzilor, trebuie să dăm cu... Nu știu ce stă de la autostrăzi, cu bitum viu, cu... Deci, înțelegi, să iasă trei vrăjitoare la, nu știu, la miezul nopții joi, în seara de sânziene și să, nu știu, să fiarbă trei borne. Deci, cumva trebuie să arungăm vraja. Deci, te înțelegeți, trebuia să avem 28 de kilometri, nu-i avem, că... Au plecat un deal la vale. La noi dealurile, nu știu dacă ați observat, au prost obicei de a pleca. Să duc ele, știi? E ca aia cu... Nu-i degeaba aia cu Mohamed, merge la munte, vine munte la Mohamed, știi? Deci la noi e reală. La noi dealurile, frate, cum văd o bucată de autostradă? Cum văd un petec de asfalt, frate? Deci să îndrăgostesc și să duc să se îmbrățișeze. Deci cam asta e povestea. Bun, ce trebuie să rețineți de aici? Eu luat interviu la un băiat de la CNADNR ăștia. V-am mai povestit eu despre ei, CNADNR, instituția care se ocupă de drumuri și poduri în România și din ingineri angajați acolo doar, nu știu, 4% sau 7% au terminat drumuri și poduri. Restul au chimie alimentară, suliță și praște, nu știu ce mai au ei pe acolo, știi? Deci să și vede că sunt numai specialiști, vedeți că avem autostrăzi, că nu învingem alea lege, nu știm pe care să ne ducem. Bun. Deci eu am luat interviul la băiatul ăla și el a zis foarte frumos că CNADNR nu mai acceptă nicio amânare. Știi, bă, e un pic aiurea, știi, să vină ăla, știi, care amână de 27 de ani. Deci noi de 27 de ani tot amânăm autostrăzi. Le avem, ne-am apucat de ele, am plătit, le mai amânăm un pic, le-am tot amânat, nu s-a terminat veci, nu s-a terminat niciodată. Ba, stai că la Bechtel... Le-am și plătit-o, tătă, le-am dat, nu știu, miliarde de dolari și ăștia de la CNADNR, experți ăștia, tătă, înfumurați ăștia, tătă, îngurguțați ăștia, au pierdut contractul. Deci atâta trebuie să, bă, frate, țineți un contract. Și nu e ușor de pierdut, că are, frate, nu știu, 200 kg, cât o valiză, știi? Deci nu-i, înțelegi ce povestim aici. Bun, deci asta e prima, nu acceptă nici amânare. Bun, și a doua, iarăși foarte tare, comunică cetățenii că în momentul în care o să fie finalizată, această autostradă va ajunge în cel mai impresionant nod rutier din România. Păi, la noi impresionant e dacă fac un sens girator ăștia, bă, dacă le este un sens girator în care se poate întoarce un tir, la noi e impresionant, mă, noi suntem impresionanți, noi lăcrimăm, mă. Înțelegi? Ni se face pielea de găină, noi dacă vedem un sens giratoriu, mă, nu? O intersecție, mă, cu 4 semafoare care se merg ca lumea, noi suntem impresionați, mă, noi, înțelegi? Noi suntem ușor de impresionat în țara asta, mă, când vine vorba de droguri, mă. Dacă avem 10 km drept de asfalt, noi suntem cei mai impresionați cetățeni de pe planeta asta. Cam atât. Bună dimineața!